Moment de-a dreptul șocant surprins de camerele de vedere la un eveniment la care a participat Dalai Lama, liderul spiritual al budiștilor tibetani. În imagini se vede cum acesta sărută pe buze un copil din public, iar apoi scoate limba la el și continuă cu un gest și mai deplasat. Imaginile s-au viralizat rapid, iar Dalai Lama a fost criticat vehement pentru acest gest. Ulterior, la o zi după apariția imaginilor, liderul budist și-a cerut scuze public copilului, familiei lui și tuturor prietenilor budiști din întreaga lume pentru suferința pe care gestul său a cauzat-o. Comunicatul spune de asemenea că sfinția sa glumește și se joacă deseori cu cei cu care se întâlnește, chiar și în fața camerelor, dar regretă acest incident.